Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la mulți ani pe anul 2017. Suntem la prima ediție a emisiunii Presa Liberă Trecere din acest an și determinați de fenomenele meteo înregistrate în ultima perioadă, dar și de prognoza dată pe următoarele zile, am decis să discutăm în această seară despre planul de dezăpezire a municipiului Râmnicu-Sărat. L-avem invitat pe domnul Sorin Cârjan, primarul municipiului Râmnicu-Sărat, dar și reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență din Râmnicu-Sărat, mai precis directorul Administrației Domeniului Public, domnul Sorin Manolache, și domnul Dan Paveliuc, inspector în cadrul Departamentului de Protecție Civilă din cadrul acestui Comitet pentru Situații de Urgență. Bineînțeles, Primăria Râmnicu-Sărat. Bună seara, bine ați venit și la mulți ani! Salut, bună seara, la mulți ani! Bună seara, vă spun și eu. Profit de ocazie de asemenea să le spun tuturor telespectatorilor dumneavoastră la mulți ani, să aibă parte de un an cât mai bun. Voiam să vă întreb, deja am și lansat întrebarea înainte de a începe emisiunea, dacă nu cumva considerați personal și discutând și cu alte persoane aflate în zonă, a fost forțată această atenționare de cod roșu pentru zona de sud-est, domnul primar? Și să facem o comparație cu anii trecuți și cu experiența pe care am avut-o. Zâmbim astăzi pentru că și afară e frumos. Am scăpat, să zicem, de momentele dificile din timpul atenționării. Eu am să vă spun așa. Atunci când se instituie aceste stări de coduri, cu siguranță sunt luate în calcul nu doar aspectele privind stratul de zăpadă. Pentru că altfel n-am putea privi ultimele evenimente în zona codului roșu. Deci sunt mai mulți factori de care ținem seama și vă spun din experiență că cel mai greu handicap pentru cei care fac de zăpezire nu este stratul de zăpadă, ci viteza vântului care spulberă zăpada. Dacă e să ne raportăm la evenimentele care au fost în anul 2012, aș spune că într-adevăr ceea ce s-a bătut asupra zonei de sud-est a României nu a fost o situație foarte gravă. În schimb, a fost foarte bine că a fost o atenționare de cod roșu, pentru că toate autoritățile au strâns rândurile și au făcut ca de aceste fenomene să se treacă cu bine. La Râmnicu-Sărat, planul de acțiune a fost aplicat exact așa cum a fost gândit? Planul de acțiune a fost aplicat chiar mai bine decât a fost gândit, pentru că el s-a, la un moment dat, s-a modificat în funcție de evoluția din teren și cu satisfacție pot să spun că apreciez că activitatea desfășurată de ADP și cei care au intervenit la dezăpezire a fost una foarte bună. Sigur că dacă mă întrebați pe mine, și mi-aș fi dorit ca străzile să fost toate la negru. Dar tot eu sunt cel care spun că nu doar dorința face la un moment dat să acționăm sau să acționăm în funcție de ceea ce ne dorim noi, ci și posibilitățile, ci și condițiile climaterice și multe alte aspecte. Și dacă ar fi să lăudăm, mă scuzați, sau să criticăm, cine ar fi responsabili, cine sunt cei implicați sau cine face parte din acest comitet local pentru situații de urgență? Eu aș ruga pe râmniceni și chiar pe dumneavoastră presa să ieșim din zona în care trebuie să lăudăm pe cineva sau să criticăm pe cineva. N-am venit astăzi în fața dumneavoastră să ne lăudăm, așa cum spun unii, că a fost cea mai bună dezăpăzire din ultimii ani. Nici de cum. Putem privi retrospectiv o realitate recentă a ultimilor 10 zile și să spunem că am trecut cu brio de acest pas. Și au făcut bine, foarte bine treaba, începând de la membrii Comitetului pentru Situații de Urgență, instituțiile care au avut în această perioadă atribuții și mai ales cei care au coordonat și au efectuat efectiv dezăpezirea. De ce bază umană și mijloace tehnice ați dispus și insist care au fost instituțiile publice care au fost responsabile și sunt responsabile? Mă uit către directorul ADP Râmnicu-Sărat, către domnul Sorin Manolache. În momentul în care străzile nu sunt degajate așa cum ar trebui, în momentul în care încercăm la prima oră a dimineții să ajungem undeva într-un punct de maximă urgență, dăm vina pe ADP, da? Și sunăm repede la domnul Dan Paveliuc.
Da, pe mine, de o parte, mă bucur aceste coduri că au venit noaptea și nu au fost în cursul zilei. În cursul zilei era mult, mult mai greu față de ce ați văzut acum pe străzi să descongestionăm toate străzile. Făcând-o noaptea de la 3-4 dimineața când au venit codurile de avertizare, noi spunem că ne-am făcut treaba. Acum cetățenii poate să spună altceva. Noi am acționat cu toate utilajele din dotare, cu tot personalul. A fost bine că a fost în weekend, pe de o parte, pe de altă parte a fost rău că a fost în weekend, că nu am putut beneficia de personalul de la 416 pentru la prima oră să fie și toate trotuarele făcute. Deci trotuarele au avut de suferit la primele ore ale dimineții de sâmbătă dimineață. Luni dimineață toate trotuarele au fost degajate. Am fost atenționați în jurul orelor 12, va veni un alt cod, a mai fost iar un cod portocaliu, dar a fost în cursul săptămânii și s-au descongestionat toate trotuarele și arterele principalele din oraș. Utilajele pe care le aveți în dotare, de care ați dispus și care ați acționat în această perioadă, sunt multe la număr? Sunt utilaje moderne, utilaje noi care vă ajută? Multe la număr sunt. Nu sunt chiar moderne pentru dezăpezire. Sunt niște utilaje care noi ne facem treaba în cursul anului. În prima fază, noi am pornit cu toate utilajele noastre. Pot să vi le enumăr dacă vreți. Am avut autograder, 2 rabe cu lamă, 3 tractoare cu lamă, o sărăriță pentru a împrăștia material de rapan și încă 2 tractoare cu remorcă, chiar 3 tractoare cu care s-a și cărat după zonele principale zăpada. Ne mai făcând față, am achiziționat și prin sistemul de achiziție publică, prin SEAP, am de la 5 firme, 5 utilaje de desăpezire mult mai performante. Deci au existat contracte, s-au realizat contracte cu firmele de desăpezire din Râmnicu Sărat, cu firmele de construcții, presupun, nu? Da, da. Sunt 5 firme, nu pot să vă dau nume. Nici nu vă solicităm în timpul emisiunii. După emisiune, da, bineînțeles, trebuie să dispunem de toate informațiile. Pot să vă spun cu utilajele. A fost autograder, un bobcat care nu puteam pe zona centrală să intrăm pe pavaj decât cu așa un utilaj micuț. Un autograder, având și noi, am mai închiriat încă unul. Și un utilaj de dezăpezire care a făcut aproape toate străzile principale de la... Se cheamă Unimog, este utilaj expert pentru dezăpezire. V-am spus, utilajele noastre sunt utilaje mai vechi pentru dezăpezire. O să-l rugăm pe domnul primar să ne spună dacă în bugetul pentru acest an sunt cuprinse sume pentru achiziția altor utilaje necesare, dar înainte de toate, vă rog să-mi spuneți care sunt primii pași pe care îi faceți în aceste situații de atenționare, cod roșu, viscol, ninsori, imediat și cu domnul Paveluc. Încercați să acționați în zonele vulnerabile ale municipiului, să degajați căile principale sau mergem în zonele centrale? Da, sigur, la atenționările care vin din partea primăriei, se instaurează, ne întâlnim la o oră pentru a face ședința de cod de Consiliu de situații de urgență. În primul rând, pe arterele principale ale orașului. Acestea se practică în 2-3 ore. După aceea, utilajele vor trece și pentru eliberarea cartierelor de blocuri și cartierele marginașele ale municipiului. Domnul Pavel, vă rog foarte mult. Ca să știe toată lumea, în momentul în care noi primim o avertizare meteorologică de fenomene meteorologice deosebite, primul lucru pe care domnul primar îl face, convoacă Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Comitetul Local pentru Situații de Urgență este structura care conduce toată activitatea pe timpul acestor situații de urgență.
și conduce prin domnul primar. Cine face parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență sunt șefii de instituții publice din municipiu, de la District Gaz, de la RENEL, de la Poliția Locală, Poliția Municipală. Sunt un număr de 23 de membri, toți cu atribuții pe linia situațiilor de urgență. Și fiecare dintre ei trebuie să ia măsuri pe această linie. Se instituie la primărie permanența. În momentul în care apare un cod portocaliu, că marea majoritate a acestor fenomene, de la cod portocaliu în sus deja apar problemele. Se instituie permanența și ca și șef al centrului operativ, unde de regulă sunt eu, mai am colegul Sfinteș de anul trecut, însă șeful centrului operativ sunt eu. Ce face șeful centrului operativ? Pentru că toată conducerea acțiunilor le face domnul primar. Eu informez tot timpul, țin legătura. Este un fel de secretariat. Deci deciziile sunt luate de categoric. Domnul primar este informat tot timpul, țin legătura tot timpul și dânsul ia toate hotărârile. Sunt și de multe ori că vin mai multe telefoane în același timp și mai avem și noi libertatea de a, dar pe niște măsuri foarte mici și pe termen foarte scurt, dar în mare majoritate care au fost sugestiile sau solicitările râmnicenilor în momentul în care au apelat numărul pus la dispoziție de primăria Râmnicu Sărat? Deci noi primim telefoane direct de la cetățeni sau eventual prin 112. Sună la 112, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență mă sună pe mine. Cei din zona Râmnicu Sărat, cei din municipiu, ce v-au solicitat? Mă gândesc că la prima oră nu a sunat nimeni să vă felicite, chiar dacă nu lăudăm în această emisiune. Nu, toate telefoanele sunt legate de zăpeziri, de faptul că în fața sau pe strada nu știu care zăpada este mare, nu a trecut utilajul, încă nu a trecut utilajul, niciun utilaj, sau diferite probleme, dar în general, și mai apare o problemă, sunt bătrâni pe care apelează la noi pentru a ajuta, pentru că nu pot să-și dezăpăzească singur în curte sau în fața curții. Și atunci, prin intermediul voluntarilor de la Fortes, ajutăm. Și vă spun, am avut anul ăsta mai puțin ca în 2012, dar vreo 12. Dar nici situația nu a fost de așa natură încât să fiți solicitați în foarte, foarte multe cazuri. Domnul primar, vă rog foarte mult să ne spuneți ce sume au fost alocate pentru această iarnă, pentru acțiunea de sezăpezire. Nu, pentru că nu am fundamentat bugetul, nu am aprobat bugetul. Nu putem pe bugetul din 2016, mă gândesc că ați alocat sume. Lunar, acum se pot cheltui sumele la nivelul a 8% din bugetul anterior. Dar nu sumele sunt importante, ele le vom ști la sfârșitul campaniei. E importantă operativitatea, promptitudinea cu care s-a intervenit și aici țin să apreciez modul în care ADP-ul s-a implicat, pentru că spunea domnul Paviliuc de faptul că primarul este cel care coordonează și este adevărat. Numai că ne-am întâlnit înainte de a ști că vin zăpezile cu directorul de la ADP, știam de la început care este strategia în privința dezăpezirii și s-a acționat în baza unor programe. Deci permanent directorul ADP a coordonat utilajele în așa fel încât toate zonele să fie acoperite, plecându-se de la deschiderea străzilor care sunt vitale pentru oraș, pentru asigurarea echipajelor care trebuie să ajungă la intervenții, că sunt ale poliției, ale salvării sau ale instituțiilor care asigură serviciile publice,
până la aprovizionare și așa mai departe. După care deci nu aveți o sumă alocată, pentru că vreau să revin la această întrebare, pe la care să vă rezumați. Avem această sumă de, nu știu, nu mă pot pronunța, ca să nu spunem ceva eronat telespectatorilor, eu, nu dumneavoastră. Și ținând cont de experiența anilor trecuți, după această acțiune de dezăpezire, ați văzut că au fost voci care au întrebat de ce s-au cheltuit atâtea sume, căci pe străzile Râmnicului nu s-a cunoscut nimic. Pot întreba și astăzi și pot întreba oricând. Vom pune în cazul în care va fi cazul instituțiilor abilitate întreaga procedură la dispoziție, sumele se vor vedea acolo. Eu m-aș bucura dacă aceste acțiuni de dezăpezire vor fi cât mai puține sau spre deloc, pentru că banii pe care îi dăm în dezăpezire, și aici râmnicenii aș vrea să fie foarte atenți, se duc, se ard efectiv. Sigur, sunt râmnicieni care spun, domnule, nu au fost străzi dezăpezite, dar dacă am fi făcut o dezăpezire, sigur că nici mijloacele nu ar fi primit, nici vremea nu ar fi primit, dar dacă am fi făcut o dezăpezire în care toate străzile să fie la negru și am fi cheltuit, tot bugetul Râmnicului ar fi fost în regulă? Cred că datoria noastră este să asigurăm funcționarea municipiului și a instituțiilor în așa fel încât, în condiții de iarnă, să circulăm și cea mai mare parte a resurselor noastre să le ducem către zonele care ne sunt cu adevărat vitale. A păstra acest echilibru între nevoie și acțiune și posibilitate, cred că este marea artă pe care o administrație locală trebuie să o aibă în vedere. În această perioadă au fost înregistrate avarii multe la serviciile de furnizare a energiei electrice sau la serviciile de furnizare a apei potabile? V-ați confruntat? Au fost zone care au rămas fără curent, fără apă? Nu. Și cum au fost remediate și dacă au fost remediate într-un timp relativ scurt? Cel puțin la compania de apă a fost o problemă legată de alimentarea cu energie electrică în data de 6, însă ea a fost remediată foarte repede de formațiunea de la RENEL. Am avut în cartierul Piața Harilor o avarie care câteva ore a blocat furnizarea cu apei sâmbătă. Da, în 7. Da, în 7. În rest, nu au fost decât, dacă vreți, avarii individuale. Au mai fost câteva probleme individuale cu branșamente la electrica, dacă au fost de asemenea remediate de echipa de intervenții, la gaze aproape deloc. Nu au fost. Și cred că doar atât. În rest, nu au fost situații în care echipajele salvării sau ale pompierilor să fie nevoite să acționeze și să nu poată ajunge. Nu, de data asta chiar am avut noroc, să spunem așa, și de o natură care nu s-a dezlănțuit, dar și de o intervenție promptă a utilajelor. Dar ținem minte ce se întâmpla anii anteriori, când persoane aflate în tranzit prin zona noastră erau cazate în incinta primăriei sau alte locații. V-ați mai confruntat cu așa ceva sau diverse solicitări ale celor aflați blocați în trafic? Sigur că atunci când apar fenomene de genul acesta, una din primele măsuri care se iau este întreruperea circulației pe drumul european. Și în momentul ăsta, sigur că sunt foarte multe autobuze, mașini mici care se opresc. Am avut și anul ăsta, am avut două autocare de cetățeni din Republica Moldova, un număr de vreo 106 exact, 106 cetățeni moldoveni pe care i-am cazat la primărie și cărora le-am asigurat câte un ceai cald și câte două sandvișuri pe perioadă care a durat de dimineață până la ora 5, până la ora 17 după amiază. Domnul primar, am văzut că s-au mișcat bine, spun unii râmniceni, utilajele în zonele principale ale municipiului Râmnicu-Sărat. Cum ați acționat în cartierele mărginașe? De acolo de unde vin, cred, cele mai multe sesizări în aceste perioade. Aproape simultan au acționat utilajele, pentru că sunt două cartiere din oraș, Anghel Salini și Slam Râmnic, unde dacă nu intervii
încă din primele momente este dificil ulterior să faci dezăpezire, chiar dacă și acolo au fost străzi pe care nu s-a intervenit decât după ce s-a oprit vântul. Iarăși un lucru pe care râmnicienii l-au mai auzit, dar sper să-l înțeleagă, nu poți face o dezăpezire eficientă și care să se și vadă decât în momentul în care vântul s-a oprit. Atunci, într-adevăr, utilajele pot să-și facă treaba și se și vede munca depusă. Deci s-a intervenit, cum spuneam, simultan aproape în toate zonele orașului și lucrul acesta le-a și dat posibilitate râmnicienilor să se miște, cum spuneam, în condiții dificile la un moment dat, dar să circule. Nu au fost decât foarte rar blocaje în care să spunem că cineva a trebuit să-și abandoneze mașina. Și, în general, sunt puține reclamații, să spunem așa, la punctul de permanență. Utilajele ADP-ului au mai fost împiedicate de cei care își parchează sau își parcau anii trecuți neregulamentar autoturismul? Cu parcările încă ne confruntăm în continuare cu aceleași probleme. Toți locuitorii aud pe toate posturile de mass media va veni cod portocaliu, roșu. Toți ar trebui să știe că trebuie să ne facem și noi treaba. Nu să lăsăm mașina la întâmplare, oriunde. Ce îmbucurător față de anul trecut, îmbucurător a fost locuitorii au început să înțeleagă să nu mai arunce zăpada de lângă mașină, să o arunce în mijlocul carosabilului. Chiar asta m-a bucurat foarte mult. Am văzut trotuare degajate și râmnicieni care și curățau parcarea de domiciliu și aruncau zăpada chiar pe trotuar. Da, a fost față decât să o arunce în mijlocul străzii, a fost mult mai bine anul acesta. Din ce în ce sperăm să fie mai bine, locuitorii să înțeleagă dacă o arunc acolo, nu are nicio... Și ce vreau să vă mai spun, la noi, cum este clima? La noi vine codul galben, portocaliu, roșu. După acest cod, a doua zi nu este soare sau vin 5-6 grade. Mereu ne-a dat încă 6-7 zile de ger și niciun litru din acea zăpadă nu s-a topit. E o problemă mare și ne confruntăm cu ea. La Râmnicu Sărat mereu e același lucru, că mai spune lumea că în alte județe. La noi, după cum vedeți, după fiecare ninsoare au venit și cele 5-6 zile de ger care ne-au blocat pur și simplu cu gheața. Și în afară de degajarea arterelor, acționați și cu material antiderapant. Și anii trecut nu se mai acționa cu sare, da? Zic bine, pe străzile municipiului. Da, anul acesta am început să, pe străzile care s-au făcut prin programul european, care s-au făcut cap-coadă, să zic așa, se pune un procent de sare în nisip. Și s-au văzut roadele, deci au început să topească mult mai mult față de acele străzi. Celelalte străzi care mai au fisuri, nu putem să dăm cu sare pe ele, că, cum spunea și domn primar, cu acești bani, la anul mai bine facem altceva decât să reparăm și să băgăm bani în asfalt. Faceți referire la degradarea asfaltului pe străzile respective, da? Da. Veneau în trecut invitații de-ai noștri cu explicația că pe DN285 se acționează în permanență cu sare și nu se întâmplă nimic. Domnul primar, la noastră mă uit. Nu se întâmplă nimic. Se vede treaba că s-a întâmplat, pentru că în fiecare an și acolo se intervenea pentru plombări. V-a spus domnul director, am luat decizia ca pe străzile unde avem un strat de asfalt și turnat cu tehnologia potrivită, anul acesta am dat materialul antiderapant, că de fapt asta a fost logica, ca acel material antiderapant respectiv nisipul să fie însoțit și de sare ca să poată măcar în intersecții să preîntâmpine formarea poleiului. Clora de sodiu este cunoscut că este corozivă. Eu sper să nu se întâmple ca în urma acestei dezăpeziri să constatăm când
soarele își va intra în rol, să vedem că am adus, eu știu, am deteriorat asfaltul. Aproape sigur nu, pentru că am consultat și specialiști. Aș vrea însă să mă întorc la ceea ce aprecia și domnul director, anume că sunt tot mai mulți zărmiceni care înțeleg că o dezăpezire bună ține și de brațele noastre, a celor care avem un domiciliu la rând cu sărat, nu doar a celor care au un utilaj sau răspunderea acestei dezăpeziri. Și vreau să le mulțumesc râmnicenilor, într-un număr tot mai mare, participă la dezăpezire, își degajează zăpada, mai cu seamă cei de la case, din zona dunelor de trotuar, nu mai aruncă, ca altă dată, pe carosabil, în speranța că o să mai treacă un utilaj. Au înțeles de asemenea că utilajele trecând destul de des, munca dumnealor a fost zădărnicită și au ieșit din nou și și-au făcut în dreptul intrărilor dezăpezirea cuvenită și parcă n-am mai văzut nici atâta freamăt, atâtea scandaluri, atâtea reproșuri, acuze, o stare de nervozitate. Cred că intrăm într-o zonă de normalitate în care înțelegem că iarna nu-i ca vara. Nu credeam că o să ajung să repet atât de des acest de acum slogan, dar se vede treaba că noi am, în ultimii ani cel puțin, am uitat că iarna se întâmplă să mai și ningă și că este datoria noastră să ne degajăm în curte, pe trotuar, în fața blocului. Aici avem o problemă, într-adevăr, de să degajăm acele căi de acces, pentru că nici nu contează cine ar fi trebuit să o facă. Dacă nu sunt degajate, ne împiedică pe noi. Noi suntem primii care suntem, la un moment dat, în situația de a nu putea circula în siguranță. Și avem copii, avem bătrâni care circulă mai greu și dacă nu ne gândim la modul cum aceștia circulă pe zonele pietonale, atunci degeaba căutăm un țap ispășitor în persoana primarului sau directorului de ADP sau mai știu eu cine. Că realitatea ne creează probleme. Auzeam niște discuții zilele trecute în Râmnicu Sărat că poliția locală a înștiințat cetățenii cu privire la faptul că trebuie să își degajeze trotuarele și mă gândesc că această înștiințare este banală. Deja an de an, în sezonul rece, să înștiințăm cetățeanul de obligație pe care ar trebui să fie conștient că o are și că instituțiile publice locale ar fi cele care nu își degajează trotuarele și zonele din imediată apropiere. Vă spunea și domnul director că a fost îmbucurător faptul că am avut primul val de zăpezi în weekend, pentru că ne-a fost mai ușor să putem acționa pe străzi. Mulți râmnicieni și-au lăsat mașinile în parcări și n-au mai ieșit cu ele pe stradă, ceea ce a dat posibilitatea utilajelor să intervină. Pe de altă parte, instituții publice, bugetari nu lucrează sâmbătă, duminica. Au fost într-adevăr instituții care nu și-au degajat trotuarele sâmbătă, duminica, deși o parte au făcut-o, în schimb au făcut-o luni până la 11. Iarăși, domnul Manolache chiar a sprijinit pentru eliberarea unora din trotuare. Dar încă o dată, cred că ar trebui cu toții să fim un pic mai indulgenți în ceea ce privește comunitatea, în ceea ce privește pe ceilalți și să înțelegem că nimeni nu e perfect. Nici noi, cetățenii, nici instituțiile, publice sau private, și atunci ar trebui să facem în așa fel încât să conviețuim și să ne ajutăm, să ne sprijinim unii pe alții. Cred că valul acesta de zăpadă ne-a arătat că putem să lucrăm mai bine în echipă, chiar dacă, așa cum spuneam, sunt destule lucruri care mai avem de pus la punct. În zona blocurilor Bunăoară, deși s-au gestionat mult mai bine conducătorii auto în a-și parca mașinile, a le face loc, rămân în continuare aleile pietonale blocate de zăpadă pentru că nimeni nu intervine. Aud tot mai des în zona blocurilor să vină cei de la 4-16. Cei de la ajutorul minim garantat au de asemenea de efectuat între 2 și 10 zile. Cei mai mulți v-am mai explicat. Dar au fost implicați în această acțiune? Beneficiarii? De luni, da. De luni imediat după primul val de nisor, da. Și inclusiv sâmbătă au putut oarecum să fie convocați. Dar încă o dată, de ce trebuie să așteptăm ca cineva să ne facă în zona blocului în care locuim, să ne facă curățenie? Noi să fim primii care acționăm. Și aceia care sunt la 4-16 au destule zone unde să meargă. În zona caselor unde sunt bătrâni și nu pot ieși sau în zona caselor care sunt abandonate. Sau în zona trotuarelor care nu le are nimeni în responsabilitate, pentru că sunt destule zone în domeniul public
în care nu locuiește cineva. Suntem pe un drum bun. Cred că râmnicenii în ultimii ani încep să înțeleagă că o comunitate este mai puternică și se își duce traiul mai bine atunci când suntem uniți și când putem să facem toți aceleași lucruri. Domnul Dan Paveliuc, ce avertizări avem? Care este prognoza? Avem atenționare pentru zilele următoare? Avem un cod galben de ninsori și de viscol pentru mâine. Pentru mâine seară, însă din informațiile pe care le am, nu este de nivelul celui din data de 6, așa încât ne ating și pe noi aceste fenomene, însă nu în aceeași măsură ca și cele din primul val de ninsuri. A fost o decizie bună cea ca unitățile de învățământ din această zonă afectată de cod roșu să fie închise, pentru că au existat diferite voci, nemulțumire ale dascălilor care se plictiseau pe acasă și voiau cât mai repede să se întâlnească cu elevii, părinți care în mod normal își duc copiii cu autoturismul până în clasă, se plângeau de ce sunt închise școlile, pentru că mai sunt și alții din mediul rural și nu aveau cum să ajungă. Mă gândesc, mă puteți contrazice? Dacă e cazul, vă rog. Dacă vreți ca și o părere personală, eu cred că a fost o decizie bună. Faptul că temperaturile au fost foarte scăzute, cred că a constituit principalul impediment pentru copii. Știu că sunt părinți care, vorba dumneavoastră, și aduc copiii cu mașina la școală. Însă trebuie să fim conștienți că aceștia sunt puțini. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că sunt foarte mulți copii din zonele limitrofe municipiului. Și cel puțin DN22 a fost închis o perioadă. A fost închis și E85. În condițiile astea, eu cred că a fost o măsură binevenită. Nu știm exact care vor fi prognozele pentru perioada următoare, ce ne va aștepta, doar Dumnezeu poate ști, dar dacă ne vom confrunta în continuare cu aceste fenomene meteo, ce ne va oferi administrația publică locală? Veți acționa ferm? Veți încerca să achiziționați și alte utilaje? Sau este o perioadă mult prea scurtă? Sau le veți prinde în bugetul pe acest an? Ce pot să vă spun este că în fiecare an au fost prins în lista de investiții achiziționarea unor utilaje, că sunt de dezăpăzire sau că sunt necesare activității cotidiene, ele au fost prinse, cum spuneam, numai că în ultimii ani nu prea am reușit, din pricina lipselor de fonduri, din lipsei de fonduri, să le achiziționăm. Excepție face anul trecut, când în decembrie am achiziționat un buldo excavator, și pentru faptul că știam că va veni o iarnă în care ne va putea fi folositor. A fost în lupta cu zăpada unul dintre principalii noștri aliați, pentru că, deși nu este conceput pentru dezăpezire, buldul excavatorul este un mijloc eficient, cel puțin în anumite zone. Pentru anul acesta, deja am discutat cu domnul director și vom încerca să achiziționăm mai multe utilaje care ne vor folosi, cum spuneam, nu doar în perioada de dezăpezire, ci și pe parcursul anului. Și cu siguranță le vom achiziționa. Deci nu vor face doar obiectul unei liste de investiții, ci vor fi achiziționate. Și lucrul acesta îl vom face an de an, pentru că nu putem să nu constatăm că în zona aceasta turbionară a sud-estului României am devenit în ultimii ani epicentrul zonelor cu cod portocaliu și roșu. În condițiile în care primele drumuri din țară care se înzăpezesc sunt din zona Râmnicului, drumul județean 22 sau E85 exact în zona în care și Râmnicul este localizat. Deci nu avem încotro, va trebui să acționăm în consecință și an de an să achiziționăm utilaje.
Nu înseamnă că dacă, să spunem, într-o zi vom avea atât de multe utilaje încât teoretic am putea să facem față mai bine acestor evenimente, vom avea vreodată o dezăpezire cum vedeți pe drumurile europene sau pe drumurile județene. Pentru că nu se potrivește o dezăpezire făcută pe un drum din afara unei localități cu cartierele de blocuri, cu străzi pe care permanent întâlnim mașini parcate. Este cu totul și cu totul altceva și, cum spuneam, e nevoie de brațele fiecăruia dintre micenii care pot să și le ofere în lupta cu zăpezii. Aș vrea să faceți lumină și într-un alt subiect. Acvaterm în Râmnicu Sărat a fost implicat în această acțiune? A fost implicat atunci. La ce mod? Păi, din câte știu, un utilaj a fost angrenat și în dezăpezirea pe care ADP-ul a coordonat-o și, de asemenea, pentru că au în domeniul de activitate gestionarea parcărilor, cu oamenii pe care i-au în dotare au acționat. Mai bine, mai rău, cred că râmnicenii sunt în măsură să aprecieze, dar în mod cert, Acvatermul a acționat. N-am să fiu inconsecvent cu propriile mele declarații și să nu vă spun că sunt nemulțumit eu, ca și primar al Râmnicului și nu doar eu, de modul în care Acvatermul în integrum acționează la Râmnicu Sărat. Asta este și motivul pentru care societatea va trece și a început deja să suporte, să spunem așa, un proces de transformare. Pentru că genul acesta de întrebări n-ar trebui să mai persiste pe buzele râmnicenilor. De ce nu face Acvatermul curățenie în parcarea mea? De ce nu acționează Acvatermul nu știu unde? Este societate comercială, dar este în subordinea Consiliului Local. Acvatermul ar trebui să fie în aceeași zonă de intervenție ca și ADP-ul. De ce ADP-ul poate și Acvatermul nu poate? Deci sunt sincope, recunoașteți? Sunt sincope. Plecând de la o lipsă de comunicare până la o lipsă de intervenție. Sper că va veni o zi în care Acvatermul să fie în linia întâi alături de ADP și alături de toți cei care înțeleg că Râmnicul nu este doar al primarului sau doar al ADP-ului. Este al nostru, al tuturor. Și toți cei care suntem la un moment dat parte din această administrație trebuie să contribuie. Ne vorbea domnul Paveliuc la începutul emisiunii de implicarea voluntarilor la Râmnicu Sărat. Au avut succes și de această dată, da? I-au intervenit, s-au obișnuit deja să intervină și este un lucru cât se poate de fericit că avem tineri care sunt dispuși să se implice. N-a fost însă atâta nevoie de ei ca în alți ani și probabil că dacă va fi nevoie, ei o vor face ca și până acum. Dar, cum spuneam, trebuie apreciat faptul că la Râmnicu Sărat există un curent care ne ajută. Chiar dacă unii îl iau în derizoriu așa, să vină voluntarii, să facă voluntarii, ei sunt copiii noștri ai orașului. Sunt copiii noștri, nepoții noștri, vecinii noștri. Deci n-ar trebui privită și bagatelizată această activitate pe care o fac din suflet și nu așteaptă nimic de la noi. Câteva recomandări pentru locuitorii municipiului Râmnicu Sărat, dacă ne vom mai afla sub incidența atenționării meteo. Ce măsuri trebuie luate? Am înțeles, să nu mai fac apel la acel gest făcut an de an, îmi plătesc taxele și impozitele locale, trebuie să vină administrația să-mi dea zăpada din fața casei. Cu excepția bătrânilor care chiar nu-și pot degaja trotuarul. Cetățenii trebuie să fie conștienți că administrația își face treaba, că ADP-ul va interveni. Și eu vreau să subliniez faptul că, datorită problemelor pe care le-am avut cu aceste fenomene meteo în ultimii ani, cetățenii au început să perceapă și să se educe vis-a-vis de o anumită de intervenție autorităților. Și da, anul acesta am avut mai puține telefoane ca în toți ceilalți ani. Pentru că și ei știu că ADP-ul, că utilajele nu intervin imediat. Cum a dat prima zăpadă, gata, după două minute vine și intervine. Nu.
Pentru că viscolul este cea mai mare problemă, cum a spus și domnul primar, și atunci, până în momentul în care viscolul nu stă, de fapt, intervenția nu are chiar aceleași... Am mai discutat această problemă anii anterior cu domnul primar Cârjan, cu fostul primar, cu domnul Holban, de faptul că intervenția nu are randament în momentul în care viscolește. Dar totuși, mi-e mult mai dificil să acționăm după câteva ore bune de nins, de ninsoare viscolită, să încercăm să degajăm artere cu munți de zăpadă decât să intervenim prompt. Asta și spuneam, că anul acesta s-a intervenit concomitent, atât pe arterele care trebuia neapărat să rețin deschise, cât și în zonele foarte afectate. Angel, Salinii, Slavonic. Știți care este paradoxul? Că tocmai oamenii aceia care sunt primii afectați și cei mai necăjiți în lupta cu ADP-ul, ei sunt cu zăpada, ei sunt cei mai înțelegători. Deci ei sunt cei mai înțelegători și aproape cu recunoștință, ori de câte ori au întâlnit utilaje în zonă sau când am mers să vedem, mulțumesc și apreciază eforturile făcute. Spre deosebire de cei care stau în zona centrală și care consideră că, indiferent ce eforturi faci, este prea puțin pentru pretențiile dumnealor. Nu le fac neapărat o critică, dar aș vrea permanent să privim cu realism situația pe care v-am prezentat-o la început, să spunem dacă toți banii pe care avem, sau mare parte din bugetul local, ar trebui să-l direcționăm strict către dezăpezire, în așa fel încât la primăvară să nu mai avem fonduri din care să putem face și altceva, ceva care să rămână. Pentru că zăpada, cum spuneam, vine și pleacă. Că o dezăpezim, o dăm pe margine sau că o lăsăm în anumite zone să se topească, ea vine și pleacă. Cu ce rămânem? Cu o gaură în buget sau cu bani strânși ca să putem să facem și altceva? Spuneați că aveți în vedere să achiziționați utilaje la ADP, e normal, nu doar odată la câțiva ani să achiziționăm un utilaj necesar, poate chiar anual, dar personal suficient avem? Personal suficient niciodată nu o să spunem că avem, pentru că este și acum legea bugetară, deci noi nu avem voie să angajăm. Am chiar și anul acesta, anul trecut, am achiziționat două utilaje care nici la ora aceasta noi nu avem un operator. Să vedem la începutul anului, la începutul bugetului pentru mărirea organigramei, să vedem ce putem să facem să mai angajăm unul sau doi mecanici auto. Utilajele se vor achiziționa, dar fără oameni de ispravă, și vorbind aici și un om pe același utilaj la o firmă ia de 4-5 ori banii care ia aici, nu știu și ce oameni vor fi dornici să vină să muncească pe utilaje, pentru că sunt foarte bine plătiți de patroni la o societate privată și a mult mai mult decât la noi, care noi putem să le oferim salariul minim pe economie. Deci sunt și deficiențe, dezavantaje în sistemul bugetar, căci în ultima perioadă numai de bine am auzit, vă rog, domnul primar. Sunt multe lucruri care nu funcționează cum trebuie. Cred că e nevoie de o reformă administrativă și nu plecată de la nivel local, ci la nivel central. Sunt aceste discrepanțe între ceea ce li se cere oamenilor din sistemul public și din sistemul privat, modul în care sunt plătiți unii și ceilalți, pentru că la un moment dat veți vedea, cel puțin în anumite zone, le cerem aproape la fel de mult oamenilor să facă ca în mediul privat, doar de plătit îi plătim de 4 ori mai puțin. În atare condiții, de ce ne mai mirăm că nu vin oamenii să lucreze în sistemul public? Chiar dacă ar părea că la stat, de aia se numește la stat, că trebuie să stai. Lucrurile s-au schimbat mult din ceea ce știau oamenii la un moment dat, chiar dacă încă în percepția publică cei din sistemul bugetar stau în spatele celor din privat. Grasul care sunt în spatele slabului, știți că am avut un președinte care s-a exprimat așa și probabil că încă sunt români care gândesc că a avut dreptate. Lucrurile nu s-au deloc așa. Mai este o vorbă la Râmnicu Sărat că ADP-ul duce greul. Este chiar spectaculos să vedeți că oameni din cadrul ADP-ului fac de toate, știu să facă de toate. Și credeți-mă că pentru salariile acestea de mizerie pe care le câștigă, pun suflet în ceea ce fac și o mână de oameni,
reușesc să țin așa pe linia de plutire o instituție care este în interesul și deservește zeci de mii de râmniceni. Nu degeaba le iau apărare atunci când sunt criticați că ADP-ul nu știu ce nu face. Pentru că nu ar avea cum să facă toate lucrurile pe care râmnicenii le așteaptă. Nu au cum, sunt prea puțini, sunt depășiți numeric cât și în ceea ce privește mijloacele pe care le au dispoziție, dar se străduiesc și cred eu că de la an la an sunt mai eficienți, deși ei sunt mai puțini. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări făcute în ediția de astăzi. Dacă este de acord domnul primar, doamnelor și domnilor, vrem să-l invităm săptămâna viitoare, să vedem care este planul de investiții pentru anul 2017 la Râmnicu Sărat. Fără îndoială. Eu promit să vin în emisiune pentru că este o bună șansă să comunicăm cu râmnicenii. Pe de altă parte, le fac invitația în această seară să își ducă copiii la patinoar. Sper să prindă un loc, pentru că astăzi este prima zi când patinoarul se va deschide la Râmnicu Sărat. Este iarăși o dorință noastră de ani de zile a râmnicenilor de a avea un patinoar la Râmnicu Sărat, fie el și sezonier. Iată că este o bună ocazie să arătăm că și Râmnicu poate intra în rândul orașelor care le pot oferi copiilor din localitate această posibilitate de a se da pe gheață. Ați văzut că este una dintre cele mai lăudate inițiative a ultimilor ani, în ciuda tuturor investițiilor realizate în municipiul nostru? Știți ce se întâmplă? Este iarăși un exemplu. Să facem economie acolo unde putem face, la dezăpezire, ca să le putem da copiilor noștri posibilitate să simtă iarna sau să simtă acele senzații pe care colegilor de generație le au în altă parte. Și ziceați că este elogiat. Eu nu simt nevoia ca oamenii să laude inițiativele noastre. Pe de altă parte, aș vrea să vadă care este realitatea și care sunt posibilitățile noastre și să sprijine astfel de inițiative. Adică m-aș bucura foarte tare dacă am avea pe perioada următoarelor zile, o lună și jumătate, cât va fi patinoarul, oameni civilizați care să vină în zonă, să ne bucurăm de aceste momente în care să-i conducem, să nu se creeze evenimente, busculade, probleme care în general, să zic, umbresc așa astfel de inițiative. Este până la urmă locul unde râmnicenii, o bună perioadă de acum încolo, se pot întâlni cu alți părinți, cu alți bunici, dacă vor fi însoțiți de bunici, pentru a fi alături de copiilor. Mulțumesc încă o dată pentru prezența domnului primar Sorin Cârjan, domnului Sorin Manolache, directorul ADP Râmnicu Sărat și domnului Dan Paveliuc, șeful Comitetului Local pentru Situații de Urgență Râmnicu Sărat. Bineînțeles, vă mulțumesc, vă dau întâlnire mâine seară, ora 19. Voi fi prezent aici împreună cu un reprezentant al Poliției Locale Râmnicu Sărat. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.